dacă actorului Christopher Plummer i-am recunoaște doar drepturile cuvenite pentru contribuția sa la realizarea filmelor Sunetul muzicii ori Strada Hanovra, n-am fi drepți, chit că aceste producții cinematografice sunt catalogate ca fiind unele dintre cele mai cunoscute ale sale. Actorul canadian s-a născut în Toronto, Canada, la 13 decembrie 1929 și a debutat scenic în 1954 la New York. A fost unul dintre principalii actori ai Teatrului Național din Anglia, ai Royal Shakespeare Company și ai Festivalului Stratford din Canada. Finalizând argumentațiile, Christopher Plummer este actorul care realizează câteva importante filme și seriale de televiziune. Pe marele ecran, Plummer face un rol extraordinar într-un film de excepție, alături de Omar Sharif, Philippe Noiret și Peter O'Toole, jucând în Noaptea Generalilor. În domeniul filmului muzical, actorul canadian strălucește alături de Julie Anders în Sunetul muzicii. Filmul istoric, zugrăvind o pagină din cel de-al doilea război mondial, film în care își face locul și o interesantă poveste de dragoste, îi dă prilejul actorului Christopher Plummer să-și etaleze calitățile actoricești în Strada Hanovra, alături de Leslie Ann Down și Harrison Ford. Activitatea de peste o jumătate de secol a actorului canadian a fost recunoscută abia în 2012, când primește primul Oscar din carieră pentru rolul din Beginners. Christopher Plummer devine astfel cel mai în vârstă actor care dobândește statueta mult râvnită. You're only 2 years older than me, darling. Where have you been all my life?